În ziua de 22 decembrie, Biserica Philadelphia a organizat un banchet pentru cupluri. Atmosfera familială și părtășie din acea seară a anticipat în mod frumos dispoziția sărbătorilor de iarnă. Tot este un zâmbet, o bună dispoziție, foarte bine. Înțelegeam că a să fie masă cu bucate, dar credeam că totuși va fi un seminar din nou, vor fi tema. Chiar m-am gândit să iau poate caiet ca să iau notițe, dar a fost cu tot o formă mai specială în care părtășia a dominat și era destul de bine. A fost ca în sânul familiei, într-adevăr ne-am simțit pe nota 10. Foarte excelent, de regulă orice soț și soție, foarte rar își găsesc un timp liber în afară copilul să pleci undeva. Sau dacă pleacă undeva, doar din banii săi. Așa. Așa că aici a fost s-a îmbinat ambele. La această întrunire au participat atât cuplurile Bisericii Philadelphia, cât și oaspeți. De ce vă spunem aceasta, dragii noștri? Pentru că aceasta este menirea noastră. Aceasta este menirea Bisericii în lumea aceasta. Să-L mărturisească pe Domnul Iisus. În mod deosebit au fost felicitate două cupluri, cea mai tânără familie prezentă și soții care aveau cei mai mulți ani trăiți împreună. Atmosfera degajată în care a avut loc acest eveniment i-a predispus pe oameni la discuții prietenoase și la sinceritate. Желательно такого рода мероприятия почаще проводить. Да? Это неплохо, и вы сами видите, как люди общаются, они хотят уходить. Это о чём-то говорить.